În al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit astăzi capela cu hramurile, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie și Sfântul Antonie cel Mare, a cimitirului Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Brăila. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit al treilea hram, învierea Domnului. Capela a trecut printr-un amplu proces de reabilitare și înfrumusețare în contextul anului comemorativ 2021. La slujba de sfințire au participat autorități locale, copii îmbrăcați în costume tradiționale și credincioși. În continuare, pe alea principală a cimitirului, a fost săvârșit un parastas pentru toți cei mormântați în acest cimitir municipal. La tainica duhovnicească și în același timp solemnă, rânduială, în această sâmbătă când pomenim morții, aflându-ne în cimitirul Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Brăila, unul din cimitirele alese și pentru faptul că Aici sunt foarte multe personalități ale vieții culturale, spirituale, peste 70 de preoți, familia răposatului episcopan Antim Angelescu al Buzăului și nenumărate alte mărturii și ne-a impresionat lucrările de la cele două capele. Capela Mare a primit și hramul învierea Domnului cum se cuvine, n-a în închinat cimitirilor. Astăzi am Încununat rodul unei munci deosebite care s-a desfășurat prin finalizarea lucrărilor la exterior la una dintre capelele reprezentative din acest cimitir. Preoții protopopiatului Brăila s-au îngrijit din timp și au amenajat corespunzător mormintele preoților care au fost înaintași la parohiile lor, și spunem noi că astăzi am reușit să rememorăm și să aducem și să-i simțim aproape pe toți slujitorii Sfintelor Altare Brăilene care au plecat dintre noi, dar care rămân în sufletul și în conștiința noastră ale slujitorilor Sfintei Biserici, dar și ale păstoriților. Am avut deosebită plăcere de a-l avea în mijlocul nostru pe albă, Sfinția sa arhiepiscop al Dunării de Jos, într-un moment de mare importanță pentru credincioșii din municipiul Brăila. Am participat și la Sfințirea Capelei din cel mai mare cimitir al municipiului Brăila, Sfântul Constantin. Vreau să mulțumesc tuturor preoților, dar și enoriașilor care au participat alături de primăria municipiului Brăila la reabilitarea acestei capele, un monument cu simbolistică aparte pentru pentru locuitorii municipiului Brăila. La final, în al preasfințitul părinte Casian și cei peste 80 de preoți brăileni prezenți la eveniment au mers la mormintele eroilor, preoților, profesorilor și personalităților de seamă pentru a-i comemora.